Bine v-am regăsit la un alt unboxing Avon. Este unboxingul aferent campaniei 15 și am avut două cutii mari și una micuță. Hai să vă arăt în primul rând acest ceas inteligent. Așa arată, l-am luat pentru Adi, de aceea l-am deschis, nu știu, așa apeși pe el și mă rog, face chestii. Văd că s-a încărcat destul de repede, nu știu să vă spun o părere despre el, are și pentru pași. Cronometru, GPS, alarmă. Mă rog, o să revenim cu detalii că momentan nu i-am dat de cap. Poți să vii să ți-l iei în primire și Bobiță mănâncă. Dacă auziți plescăieli, e domnul Bobi care acum când filmez eu s-a decis că vrea să mănânce o gustare. Avem campania 16. Mini broșuri. Am luat acelea cu 24 de lei, 30 de broșuri și un ruj de la Lux în nuanța aubergine. Așa. Din rujurile lichide, nuanța Pinking About You. Am mai multe unboxing-uri în care l-am arătat și nu o să mai fac asta și de această dată. Pink Hush. Arată mai degrabă un caramiziu decât un pink. Charm de la Color Trend, tot de la Color Trend ametist. Acesta l-am avut și eu un movuliu pe camera, denaturează tare și lumina nu e foarte bună. Vintage Pink este un roz. Da, unghiile mele sunt într-o stare urâtă. Am avut pe comandă și această forfecuță. Și să trecem la cutia, cred că e cea mai grea, dar aici am lucrurile cele mai interesante și am și noutăți. Să vă arăt întâi acest inel din trup, acel pliant. Nu știu cum se poate vedea. Puțin focus, mi-ar prinde bine. Cam așa arată. L-am scos să vi-l arăt. Și din gama Frozen am comandat eu toată gama care am găsit-o în Maeve, un magazin, deoarece vreau să fac un cadou și îmi trebuie acest cadou pe weekend, deci nu puteam să mai aștept. Parfumelul de la Frozen, pe un spray pentru, să vedem pentru ce e. Dacă aș fi găsit limba română sau engleză, ar fi perfect. Pentru descurcarea părului. Păi o muscă mă disturbă. Un gel de duș. Scrie și aici în față ce deșteaptă sunt. Asta e graba, body wash. Un gel de duș. Un spray care miroase frumos. Și de la Hello Kitty am și acesta pentru descurcarea părului. Și acum să încep cu altă noutate. Este acest ser, mi l-am luat mie. Am vrut să beneficiez și de programul motivațional. Dacă comandam, eu iau ori tot, ori nimic. Dacă comandam de 200 de lei din gama Eniu și Tissue Oil, din care minim un tratament din acestea de la Eniu, un tratament instant, primeam cadou 50% și plus acest parfum Today cu 10 lei, ceva de genul Today Oleis. Deci ăsta l-am primit cadou și 50% reducere și mai am o cremă Eniu pe aici, pe undeva. Acest tratament instant nu o să-l desfac, nu știu dacă o să-l folosesc eu, însă poate ori îl vând, ori îl dau cadou, ori o să mă gândesc, de aceea nu îl desfac încă. Dar acesta o să-l folosesc eu, de aceea l-am și desfăcut. Costă 119 lei, dar ca reprezentant, ca clar ai reducere.
Are SPF 25, este cu vitamine, este special, am făcut o postare pe pagina mea de Facebook, o să o aveți în descriere, este pentru cicatrici, vergeturi și mai ales pentru timpul sarcinii, e perfect. La mine nu e cazul de sarcină, dar am vergeturi pe coapse. Și am mai primit cadou această ojă de cadenț, dacă făceam de 270 de lei. Așa arată, ceva de genul, nu mai știu exact programul, și mostra, nu mostra, mini apa de parfum pentru Faraway Rebel. Nu mai știu exact ce am primit, dar o să mă uit după. Este acest tratament pentru cuticule cu vitamina E de la Skin So Soft, spray-uri, am avut două pentru bronzare. Campania 17. Super drăguț tot ce se întâmplă în perioada asta. Însemnând că vin sărbătorile și vacanța. Măcar de la facultate să am vacanță. Sheer Glow, ojă. Nu le mai desfac acum. Acesta este un top coat. Un BB cream de la Skin Soft Matte în nuanța mediu. Un spray cu vanilie și lemn de santal și din acestea noi. Ambalajul e diferit față de ce am văzut în broșură. Este cu ulei de argan și cocos. Am avut, cred că mi-am luat și eu, pentru că nu puteam ca eu să nu-mi iau, dacă nu, nu contează, mai e timp, campania e doar în prima săptămână. Am avut așa vreo 4, nu, 5 am avut din acestea. 5 uleiuri la 18 lei bucata. Shine Boost pentru îndreptarea părului, ceva de acest gen. Un spray odorizant pentru picioare. Eniu Clinical apără și repară cu SPF 50. Asta eu am luat-o pentru că am nevoie de SPF 50. Broșurile ale campaniei 16. Și mai am aici produse. Un alt spray odorizant pentru picioare și două creme cu scorțișoară și portocală. Și să trecem și la ultima cutie. Un Mesmerize Black parfum. Rare Pearls, am avut parfum, una, două, trei din acestea. Din acestea, Rare Pearls la 75 ml au fost la, să desfac și astea, la un preț super bun. Am avut una, două, trei, patru, dar mai aveam eu unul pe stoc și nu am comandat. Și Cherish, am avut două, cred că vreo trei am avut și Cherish, da? Full speed pentru el, bineînțeles. Incandescent Lotus, am avut și campania trecută, dar n-am mai filmat. Lac, am avut patru bucăți. O să le scop pe toate, nu le mai țin aici. Și am avut acest creion de sprâncene soft brown. Chiar Adi m-a întrebat, dar de ce sunt desfăcute? Păi așa au fi venit la transport. Târziu, azi e deja miercuri. De la Naturals un șampon și balsam cu măr. Faraway Rebel loțiunea de corp, cred că și asta am primit-o cadou, un gel de duș cu cocos, un șampon cu argilă și complex de keratină, scrub pentru corp, de la Senses lamur cu trandafir, iris și ambră, gel de duș,
Bujor și rodie, spuman de baie, cu liliac, mov, opulent orhid cu levănțică și cu liliac alb. Așa, aici mai am broșuri și am primit și mostră, două mostre a noilor parfumuri de la Kenzo Tak. Deoarece mi s-a cerut să lipesc unboxing-urile pe cât posibil, așa că am să filmez acesta și o să-l anexez de celălalt. Am avut pe comandă de la Clear Skin o mască scrub și multe, multe mostre. Am comandat eu multe, multe mostre. Prima pentru o clientă care are multe alergii și atunci am spus să iau 4-5 din fiecare și să vedem care îi se potrivește, pentru că am încercat foarte multe, nu numai de la Avon și de la alte firme, chiar și foarte scumpe, însă de la toate face o alergie urețică și atunci am spus hai să încercăm. Primele sunt de la Eniu cu SPF 50, creme de zi, i-am luat 6. Am luat așa. Am luat din gama nouă Mission Eclat tratament. Acestea, nu știu, nu mi-au mers codurile pentru toate. Am luat de la acest ser 3 pentru că sunt destul de ajută cât să vadă dacă face alergie de la ele și cât să-și facă o părere dacă îi se potrivesc. Din gama Eniu Ultimate, cred că am luat 2, 3, nici nu știu, pentru că 3, pentru că îmi vin tare aiurea mostrele, am mai comandat eu de multe ori mostre și mi-a venit altceva. De la Eniu Essential, un ser acela iut și de la acela tot așa am luat 3. De la Eniu, tratamentele de noapte, 1 și 2, am luat tot 3. Eniu Reversalist, cred că asta astea 35 plus cu SPF 20 am luat 2 și acestea Infinite Effects de zi și de noapte 1 și 2, tot din gama 35 plus am luat tot așa 3, în total 6. Pe comandă am avut cămășuțe din acestea, pe stoc mai erau doar mărimile L și XL. Aceasta este XL și aceasta el am desfăcut-o pentru că i-am luat-o mamei. E foarte mare de ea, dar având în vedere că o poartă prin casă și chiar și drept pijama, e perfectă, e groasă, materialul e fain, însă eu m-aș înneca în ea dacă mi-aș lua-o. Și am desfăcut și acești blugi, nu mai știu exact denumirea, tot pentru mama sunt mărimea M. Măricele mărimile, cei drept, însă cred că o să fie bun de ea. Ea în talie e mai micuță, în picioare e mai groasă, așa cum sunt eu, însă cred că o să-i fie bun dacă nu o să-i putem modifica fără niciun fel de problemă. Așa, și am mai avut tot o pereche de blugi pe care nu mi-e permis să-i deschid. Sunt aceia gri. Și încă alte mostre. Și de zi, Eniu Complete Renewal. Am luat 4. Și încă una din asta de zi. Și am mai avut încă o mostră. De la acesta e mască. Unguțe. Și cam atâta. Și din gama Mission am luat două broșuri din acestea. Îmi place că vin cu... mai am mostre. Am și... Uita, nici nu știam. Bine că mă uit și tot zic am atât și tot mai am. Tot din gama Eclat am luat mai multe, se pare. Lift and Firm cu polipeptidă, mă rog, nici nu știu. Eu am luat cam toate care le-am găsit și am crezut că îi se vor potrivi. Aceasta de noapte de la Apără și Repară
Și mai am pe comandă un palton roșu. Pe acela nu cred că o să mai apuc să-l pornesc pentru că o să vine destul de târziu și unboxing-ul o să apară pe canal. Ne revedem!